Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, ca de obicei, Cristian Ivaneș. Campania electorală? Da, începe anul viitor. Anul viitor avem 4 rânduri de alegeri. Alegeri europarlamentare, apoi alegeri locale, alegeri parlamentare pentru Parlamentul României și alegeri prezidențiale. Am mai discutat din când în când despre chestia asta și mai ales despre cum opoziția democratică din România, adică USR, doarme în papuci. Nimeni nu știe ce face USR. Mai există? Nu mai există? E în vacanță de o grămadă de luni? Mai postează pe pagina sa de Facebook câte o chestie cu o grafică destul de interesantă? Pa, la revedere! Din când în când mai vezi o ieșire în presă odată la nu știu cât timp. Groaznic! Deci dacă există un model cum nu se face opoziție într-o țară, apoi modelul ăla este cel al USR. Și citesc că alții, din nenorocire aur, se mișcă exemplar. Ăștia parcă au probabil un contract cu niște consilieri de top care să le spună ce să facă, când să facă, cum să facă, astfel încât să atragă un număr cât mai mare de voturi calde, deja încălzite atunci când vine vremea. Ce citesc în ebihoreanul.ro, trebuie să ne informăm și aici local ce se întâmplă. Ei bine, angajații Poștei Române din Oradea au început deja să distribuie materiale de propagandă aur în baza unui contract încheiat între ăștia și Poșta Română. Ăștia au putut. Ăia alți? Bun. Și bineînțeles că principalul mesaj e publicat cum arată respectivul pliant, e o fițuică, nici măcar nu e un pliant. Și mesajul este că celelalte partide vor face orice pentru ca aur să nu câștige, iar îndemnul este oamenii, românii, patrioții, noi ăștia cu neamul să fie alături de noi. Ce zic? Zic așa, în 2024 au loc toate tipurile de alegeri. Este o șansă unică pentru România. Vor face orice pentru ca o forță care ține cu românii să nu câștige. Îți transmitem acest mesaj pentru a te ruga să ne fii alături. Ține minte data de 9 iunie 2024, alegeri europarlamentare. Vom avea o listă de candidați condusă de Cristian Terheș, Gheorghe Piperea și alți patrioți. Ei vor duce mai departe idealurile noastre și ne vor reprezenta cu demnitate, bla bla, Europa, nu știu ce. Chestia asta nu e făcută de niște troglodiți. Chestia asta e făcută de profesioniști. Lăsați la o parte ce anume conține acest mesaj. Deci asta trebuie lăsat la o parte. Trebuie observat cum este formulat. Formularea este profesionistă, e făcută în propoziții simple, clare, pe înțelesul și ălora cu 8 clase. Așa se face, dacă vrei să își faci voturi, că despre asta e vorba în alegeri. Și atunci stai și te gândești, bun, ăștia au făcut chestia asta la Oradea. Acolo, un oraș întreg va primi în poștă chestia asta, fițuica asta, tipărită și pe față și pe dos. Bineînțeles, unii o vor arunca, scârbiți, dar alții nu. Și acest tip de mesaj va ajunge și la cei care încă oscilează, care se uită și la România TV, care se uită și la Antena 3, se mai uită puțin și la Tigi, mai dau o raită și aici online. Există astfel de oameni și lor le vine la țanc un pliant de genul ăsta. Dovadă că aur s-a mișcat, dovadă că aur probabil că a făcut contract nu doar
cu poșta română, ci cu niște consilieri politici adevărați care le-a spus cum se face. De mult comentam, încă de la finalul anului trecut, când eu anticipam, fără să am atunci nici o dovadă, că anul acesta AUR va fi pe locul 2 în toate sondajele. Foarte mulți atunci au spus, ce vorbe ești, domne, te-a nu te pricepi, AUR, să fie pe locul 2, astea sunt niște marginali, niște așa, niște... Da, bineînțeles că astăzi AUR este pe locul 2. Și dacă tendința se menține, va rămâne pe locul 2, nu va trece pe primul loc, ăla îl va ocupa PSD-ul, așa șchiop și suferind cum este electoral astăzi, dar AUR va avea între 22 și 24% din voturi. Asta înseamnă că toată chestia tradusă în locuri în Parlament, discutăm de mai mult de un sfert, pentru că știți că există o primă, sunt partide care nu o să facă 5%, astfel încât se redistribuie acele procentaje și deci AUR va avea probabil în jur de 25-26% din locurile din Parlamentul viitor al României. Ce ziceți de asta, când cu nu mulți ani în urmă ăștia nici nu existau? Nici nu se vorbea de ei. Acum sunt a doua forță politică a țării. Înseamnă că ceva s-a întâmplat și înseamnă că exista, indiferent unde ar fi fost, în ce laborator creată această idee de a înființa un astfel de partid, înseamnă că exista o piață propice în România pentru așa ceva. O piață anti-europeană, anti-occidentală, autohtonistă, suveranistă, ortodoxist militantă, toate chestiile astea, toate ismele astea, rele de tot. Și ăștia, uite că se mișcă. Nu asta mă miră. Ce mă miră este de ce nu se mișcă opoziția democratică. Recte USR. Ce s-a întâmplat cu acest partid? Este un mare mister pe care l-am mai ridicat la rang de problemă de discutat, dacă vreți, de la acest microfon. Dom'le, ce face USR-ul? Efectiv, cu ce se ocupă de luni, de când a ieșit de la guvernare? Cu câte un mesageaș pe Facebook? Adică batem la porți deschise, predicăm la oameni deja convertiți. Ce fac oamenii aceia? E greu de crezut că sunt mulțumiți cu poziția lor electorală. E greu de crezut că le place ca alunecă spre sub 10%, ușor, ușor. Nu înțeleg. Efectiv, sunt depășit. De ce ai face asta? Că bănuiesc că nu doresc să devină irelevanți din punct de vedere electoral, dar dacă nu doresc, de ce se comportă ca și când ar dori să devină irelevanți politic? Pentru că la sub 10% deja nu mai ești relevant politic, ești un jucător de Liga a treia. De neimaginat, de necrezut, mai ales de la ce pornise și de la scorul pe care l-avuse și de la scorul pe care l-avusese USR. Și ce crah! Nu știu și vă invit să discutăm chestia asta în comentarii, pentru că iată, unii se mișcă, avem aici un exemplu de la Oradea, sunt convins că vor mai fi 11.000 de astfel de contracte, între ghilimele 11.000, foarte multe și în alte zone din țară, și cutiile poștale ale oamenilor se vor umple de astfel de mesaje. Asta e o metodă ieftină, eficientă încă, pentru că publicul lor într-o oarecare măsură n-are acces la internet, la telefoane simpatice, la rețele de tot felul. Mult public al lor încă ia poșta de la parterul blocului, deschide cu cheița, clâng, clâng, deschide, ia factura de telefon, factura de tipărită, nu online, nu de gaz, de curent, de nu știu ce.
Și cu ocazia asta, ia și fițuica aia. Astăzi una, peste 3 săptămâni alta, peste 2 luni încă, anul viitor, așa, 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 ți-ai mai făcut câteva procente. Da, absolut, așa se face. Înseamnă că au niște profesioniști care lucrează pentru ei. Ăștia alți, cu certitudine, n-au niciun profesionist care să lucreze pentru imaginea lor. Pentru că dacă ar avea, s-ar vedea. Așa se vede de la o poștă, apropo de Poșta Română, că n-au. De ce n-au? De ce nu fac? De ce nu ies în față? De ce nu se fac simțiți cu prezența? Asta e o chestiune pe care am mai vis să o discutăm. Pur și simplu să fie vorba de incompetență și atât, adică nu știu cum se fac, nici nu vor să afle, nici nu întreabă pe nimeni și se mulțumesc cu asta, evident cei la USR. Dacă e așa, atunci să nu ne mirăm că tot ce ne putem dori mai bun, între ghilimele, de la alegerile parlamentare viitoare, este o formulă de guvernare ca azi. Trebuie să vă dați seama, când răul de azi devine opțiunea cea mai puțin rea, devine opțiunea cea mai bună, între ghilimele, teribilă. Da, acolo vom ajunge și este absolut cert, după opinia mea de pe acum, că asta va și fi. Și vom avea din nou acest USL, nu știu cât punct, nu știu cât, nici nu mai are importanță, cu un UDMR Balama, care probabil va veni din nou ca să îngroașe procentajele subțiate ăstora doi mainstream, PSD-PNL, va fi din nou UDMR și vom avea, ce frumos, o repetare a situației de astăzi. Vom fi răsuflat ușurați atunci, pentru că un aur cu 20% procentaj electoral și 20% locuri în Parlament va rămâne pe din afară. Dar ce Parlament și ce țară va fi aia unde vom avea un aur la asemenea scor? La asta, de pe acum, pur și simplu refuz să mă gândesc. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că mă urmăriți pe acest canal și le recomandați și altora. Mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial Facebook. Multe mulțumiri pentru cei care distribuie aceste emisiuni și vă rog să o faceți prin rețelele dumneavoastră de socializare și de asemenea mulțumiri celor care se gândesc să susțină acest canal pentru a putea continua aici online prin Patreon, PayPal și Revolut, informația aici și în textul de dedesubt. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Mulțumesc pentru atenție, toate bune și ca de obicei să auzim numai de bine.